Impresionant faptul că în vreme ce fiica sa debita despre Mircea Joană cu pauze de efect, ce învățase pe de rost, adică o traducere adaptată a zicerilor nepoatei lui Trump despre Trump, domnul Joană lăcrima. Să fie emoționat de propria înscenare e o dovadă de considerabilă sensibilitate. Într-adevăr, urmașa a învățat relativ bine de la tată să manipuleze prefabricate verbale. Îi întrevăd un viitor în politică. În ce privește încercarea doamnei Lasconi de a-l face praf pe domnul Joană cu fake news-ul tal Hanan Joană, e ca în proba de aruncare cu căcat. Când ridici mâna să arunci, mai curge și pe tine. De pildă, unii se pot gândi dacă doamna Lasconi are un serviciu propriu de filaj sau un abonament la un serviciu de informații al statului. Întrucât israelianul respectiv declară că a fost în România recent, în vacanță, și că nu discută dacă s-a întâlnit sau nu cu clienți, ceva o să rămână pe costumul impecabil al omului NATO. Deși domnul Joană e mai greu de mânjit cu fake news, dat fiind că este el însuși un mare fake. După ce, la meetingul lui Trump de la Madison Square Garden, Puerto Rico a fost numită o insulă de gunoi plutitoare, Joe Biden i-a numit pe susținătorii prezenței ai lui Trump gunoi. Imediat, echipa de campanie a lui Trump a sărit să strige că jumătate din poporul american a fost făcut gunoi, ceea ce Joe Biden n-a vrut să spună. Eu însă vreau să spun. Un mare psiholog, Erich Fromm, remarca: dacă 20 de milioane de oameni sunt bolnavi psihic, asta nu înseamnă că ar trebui să fie mai puțin bolnavi, deoarece sunt mulți. E posibil ca zecile de milioane de votanți ai lui Donald Jong 1 să fie cu toții suferinzi de rău prostie? Cred că da. Nu văd altă cauză pentru a vota un ins care, la fiecare respirație, minte, insultă și amenință cu deportarea și represiuni ale armatei americane asupra civililor indezirabili. O victoria lui Trump și a trumpiților de pretutindeni ar însemna că omenirea începe să nu mai fie uman. Lui Marcel Ciolacu Normalu i s-au pus de către câțiva jurnaliști Antena 3 întrebări mai incisive decât ieri seară lui Joană. A răspuns acceptabil. Bine, foarte bine, mincinos sau irelevant. În opinia mea, nu a fost capabil să convingă cu răspunsurile la 4 întrebări. Pe ce se bazează când afirmă că există o fermă de troli care influențează prin dezinformări pe internet actualele alegeri? A răspuns că nu a primit o asemenea informație de la instituțiile statului, ci din politică. Și că acum așteaptă rezultatul verificărilor făcute de instituțiile de resort. Păi, n-ar fi fost un comportament mai responsabil să sesizeze mai întâi organele și să vorbească public după încheierea verificărilor? A înțeles toată lumea că e o lovitură de campanie dacă tot a creat prilejul doamna Lasconi. A spus că a așteptat acordul dat de Ciucă acum 2 zile, că va desecretiza tot ce e legal în legătură cu cheltuielile prezidențiale ale lui Iohannis, dacă ajunge președinte. Domnul Ciolacu Normalu, ca premier în funcție, n-avea nevoie de niciun acord de la domnul Ciucă ca să dispună cercetarea investițiilor REAPPS
în conacul din aviatorilor. La întrebarea privind activitatea sa revoluționară în decembrie 89 la Buzău, pur și simplu a mințit. Căutați pe YouTube ancheta Recorder a Ancăi Simina pe această temă și o să vedeți de ce. În sfârșit, felul cum a justificat vârârea pe listele parlamentare a lui V. Ponta, absent strategic din sală, și C. Piedone, după ce solicitase un moment de reculegere pentru morții de la colectiv, a fost la fel de respingător ca Ciucă, raportând pe din afară întrebarea. Ciolacu ca Ciolacu, dar am avut la un moment dat viziunea întregii săli. Mai întâi figurile lui Tudose, Grindeanu, Paul Stănescu, Gâfirea, O. Vasilescu și consortul Manda, Neacșu, Daea, apoi toate fețele acelea care au în comun ceva păstos întins pe ele, contopindu-se într-un mare portret în ramă al PSD-ului nemuritor, care a câștigat ca partid toate alegerile parlamentare din 1990 până acum, le va câștiga și pe acestea și va continua să câștige și după ce eu nu voi mai fi.